De regulă generală, pentru a participa la examenul de grad principal, asistenții medicali trebuie să aibă o diplomă de absolvire a unei școli acreditate în domeniu, să aibă o experiență profesională de cel puțin 5 ani în specialitate și să plătească o taxă. Marți s-a înființat prin ordin al Ministerului Sănătății că exercitarea profesiei în voluntar va fi, de asemenea, luată în considerare la stabilirea experienței profesionale necesare pentru a participa la examen, cu condiția ca un contract în acest sens să scrie avocat.ro. Exercitarea profesiei în regimul de voluntari este acum luată în considerare atunci când se stabilește experiența profesională necesară pentru a susține examenul de grad principal, în conformitate cu Ordinul MESE 2251, publicat marți în Gazeta Oficială 768. Perioada maximă care este luată de acum înainte este de 12 luni, dacă asistenții generali, moașele și asistenții medicali desfășurau activități pe baza unui contract voluntar încheiat în conformitate cu legea, în timp complet sau parte, în domeniul calificării. Și studii absolvite. Citește și etichete sociale, mai mult de 150.000 de noi beneficiari. Când va deveni a doua tranșă? Pentru a ține cont, voluntariatul trebuie efectuat într-o unitate de sănătate autorizată, în conformitate cu specializarea și în conformitate cu celelalte condiții de exercițiu prevăzute de lege pentru profesia în cauză. Conform metodologiei conținute în Ordinea MESE 1137/2018, următoarele criterii care respectă cumulativ următoarele criterii pot fi înregistrate la examenul de grad principal.